Nu mai fac în viața mea. Vezi, ai scris simplu. Vezi, tu trebuie să mulțumești site-ului care mi-a dat idei. Trebuie să mulțumești site-ului care mi-a dat idei. Vezi, mă, Daniel. A fost simplu? Și acum am văzut pământul așa. Sunt vârtii, singuri. Nu știu ce. Chiar nu pot să-mi dau seama. Salutare și bine v-am regăsit de la Căța din Mândrești. Daniel și Nuțu s-au întors. Îl avem aici pe protagonistul nostru, Nuțu. Salutare! Care astăzi o să aibă din suferit. Astăzi facem un clip, Nuțule, 15 provocări. Ăsta e clipul pe care am promis că îl facem de ieri de pe live. Vremea este cum este. Așa că 15 provocări astăzi pentru Nuțu, care, ca să prindă energie, a făcut focul și a pus pizza la făcut în rolul asta. Păi, s-o ars. Cred că s-o ars, ia vezi. Nuțu se pune la masă și revenim cu forță proaspete Nuțu ca să facă provocările. Hai, poftă bună, Nuțule, și revenim în câteva minute. Mulțumesc. Eram mas de viață și nu-l stătea așa, răscând. Era la portă la vaza, noi ne-am și-am trecut o nebună cum așa, era smăvări. La viteză, era la portă, ne-am la zăvărâni. Dar nu zici cine era. Nu, zic că era la portă, ne-am la zăvărâni. Între timp, sucul ăsta care arde pe plită de vreo 3 episoade, nu se mai evaporă o dată din el. Apa. Tot așteptăți de și rămâne la fund la sucul ăsta Coca-Cola. O jifum iese de la... de la cutia de pizza, mă. Te-ai băgat mai înăuntru. Pus capacul, e. M-am întors. Nu tu s-o întors și el. Și am pregătit o listă aici cu 15 provocări pentru Nuțu. Am zis să nu le iau tare. O să fie chiar greu, greu, greu. O să fie încă... Tu știi că dacă scrie la sus și la mâna mea, dacă ajungi la mâna mea... Cum s-a ajungut? Nata, provocări pentru tine. Ia atent. Prima. Ia uite, Alex. Îți dau ceva ușor, să nu zici că, băi, Dani, m-a luat tare, acum e frig afară și mă țin pe aici. Bun, frig. Hai să o luăm pe prima. La prima, Daniel, stai, nu. Stai, că nu, ia-i pe alt număr, dar vreau să pun prima acum. Da, e provocarea numărul 11. Stai să o dai pe foaie, să știu care le-ai făcut și care nu, știi? Da. Provocarea 11. O tăi în foaie. Așa. Și provocarea 11 spune în felul următor. Fiind prima, încalți-te invers și ia-ți geaca pe dos și așa o să stai până la sfârșitul provocărilor. Până le terminăm cu toate. Încalți-te invers și geaca pe dos. Am să pun în fiesă, dar fiesă nu se vede. Am să vadă zi de impact. Geaca și fiesă. Pe dos, pe dos, pe dos. Și asta e așa ușoară. Numai că vei avea suferit până la final. Și ai să spui Dani, Dani. Eu acum încă mă gândesc că dacă e ceva mai modific una din mers. O provocare. Bun. Până aici îmi place. Dar și geaca, iau invers. Și geaca că nu-i frig afară. Azi e bine, uite, eu sunt plover. Azi îți permit să stai cu geaca invers. Sunt cineva. În loc să mă pui tu să vorbesc cu 10 abonați, nu-i fac provocarea asta. Lasă, lasă, că ți-am zis eu, acum eu mă gândesc. Eu pot să-l modific din mers provocările. Bun, gata. Bun, până aici toate bune. Să nu mă pui să fug ca jos. Nu, nu, nu. Așa, provocarea numărul 2. Asta trebuie să o înregistrăm bine. Ca să audă. Trebuie să strigi cât de tare poți tu, cât de tare te ține gura, să strigi așa, cum spun eu. Sunt frumos și deștept, păcat că sunt nebun. Nu ți vă salută de la Căța din Mândrești. Dacă nu știi, să mai spun o dată. Sunt frumos și deștept, păcat că sunt nebun. Nu ți vă salută de la Căța din Mândrești.
Dar tare cât poți tu. Sunt frumos și deștept, păcat sunt nebun. Da. Hai. 3, 2, dar foarte tare trebuie să ne audă cel puțin din Hoisești. Da, nu mă poate. Uite, mă întorc cu spatele. Mă uit, spunea Gheorghe. Dar nu poți să-i camera, dar deci te uiți. Da, uite, mă uit una. Deci se audă până în Hoisești. Da. Sunt frumos și deștept, păcat că sunt nebun. Da. Nu ți-vă salută la Cățat din Mândrești. Hai, 3, 2, 1, 0. Sunt frumos și deștept, dar sunt... Din nou. Păcat că sunt nebun. Da, nu. Sunt frumos și deștept. Păcat că sunt nebun. Da. Hai! 3, că spun eu. Hai! 3, hai! 2, și mai tare, că nu te-am auzit. Da, mai tare! 2, 1, 0. Sunt frumos și deștept! Dar păcat că sunt nebun! Nu ți vă salut la Cățat din Mândrești! Bravo, felicitări! Nu a fost la fel de tare pe cât am crezut eu. Trebuia să fii mai tare. Da, uite, te iert! Tai și provocarea asta! Asta mai ușoare le-am pus la început, să nu-mi zici. Păi, Dani! La sfârșit ți-am dat ceva mai complicat. Bun. Următoarea provocare știi care este? Dar aici trebuie să fii legat la ochi și eu iau ceva din foișor și îți dau. Să văd dacă ghicești ce obiect s-a dat. Tu trebuie să-l recunoști legat la ochi. Dar nu așa, nu, că tu trișezi. Ia de aici. Nu. Ia de aici. Îți dă Dani frumos șorțul. Și uite, leagă-l, ai alțele alea. Dă-l de mai multe ori. Rulează-l șorțul. Așa. Și la urmă ai alțele, știi? Și te legi bine. Să vedem dacă ai sau nu ai instinct. Pricepere și instinct. Așa, bine, de. Așa și, exact. Ui, nu văd nici. Cu oațele lungi. Tu nu trebuie să vezi, tu stai pe loc. Stai pe loc, așa. Important e să nu trișezi. Cât eu aleg ceva. Uite-te la drum. Atât, rămâi așa. Hai să vedem ce putem da lui. Dacă nu ghicești, să știi că ai încurcat-o. Ce să-i dăm lui? Ce fac eu? Stai, că mă gândesc acum. Și poți să-ți dai eu care nu... N-ai cum să recunoști. Prea ușor. Am găsit! Lasă-l în pace! O să-ți dau ceva? Cu siguranță nu știi ce este. Pentru că nu s-o mai folosit de mult. Și încă ceva. Întinde mâinile și... Nu ții în jos, că poate te uiți pe sub prosop. Pe sub șorț. Întinde mâinile mai în față. Așa. Și eu îți dau acest produs. Îți dau acest produs și spui exact ce este. Ai 3 încercări. Ha? Muzicuțe. Uite, ca să ieși. Când ți-ai dat seama că e muzicuțe? Pune mâna aici, vezi? Săpte mâinile aici. Și asta oricum am cântat mult cu ea și am simțit aici și aici și de-am dat seama din prima. Băi, să fii nebun. Am zis că dacă n-ai mai folosit-o de mult, n-ai cum să-ți dai seama. Le are. Hai că asta a fost ușoară, înseamnă. Eu am crezut că n-ai să-mi... Dar... Dar nu mai puteți, mai merg poate și să-mi încate. Stai. Punem la loc șorțul. Cum arată să fiu nebun? Rămâi pregătit. Mai tăiem una, Filise, da? Asta e abia a treia. Bă, le-au dat ce răbdi să duc. Așa, următoarea este să stai într-un picior timp de 4 minute. Într-un picior. Dacă nu poți, mă încerci o dată, bă, nu poți. Bă, Daniel. Uite, am cronometru aici. Fii atent. Deschide cronometru. Nu te forțați, da? Unde avem? Ceas. Cronometru. Și avem așa. Se vede? Da, așa. Stai puțin, o leac. 4 minute.
4 minute, trebuie să stai într-un picior. Eu îți sugerez să stai undeva pe loc drept, cum e piciment, ca să ai echilibru. Nu-i mult, mă, 4 minute. Hai, poate 4 minute cam mult, 4 să-ți dau 3. Îți dau 3. Tu n-ai așa mușchi la picioare și ești nepregătit. Hai de șuc. 3 minute, da? 3, 2, 1, start. Și a început. Numărătoarea. Muțule, eu îți spun cât ai. Nu fă mișcări bruște, concentrează-te, păstrează energia, pentru că ai abia 11 secunde. Și numărăm. 3 minute, asta înseamnă 180 secunde. Asta nu e pentru cei slabi duc. Că m-a pus domnul să fac flotări 6 minute în continuu și eu nu-ți cum flotări. Da, stai că vedem, noi acum. Mă uit așa ca să nu te șez, uite așa, spun telefonul în dreapta. Uite așa, așa. Și în stânga nu, tu-ți dăm. Trișează sau nu trișează? Da, nu reziste. Abia 40 secunde. Eu îmi dau seama la minutul 3. Dacă la minutul 3 încă mai poți, 4 minute atunci. Ai 50 secunde. Ai pus 3 pe cameră. Ai 50 secunde, 54, 55, 56. Tu trebuie să te ții de provocările astea cu dinții. Ca și cum ar fi viața ta. Să-l îndeplinești. E viața mea în joc? Da. Ca și cum ai pierde la un joc foarte important. Cât avem? 1 minut și 15 secunde. Mai trebuie. Nu, te-abia ești la jumate. Și nici la jumătate. Acu te apropii. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ce de treci timpul fiu pentru tine? Ține cu tine azi timpul. Ai mare grijă, ți-am zis. Dacă ai atins pământul cu piciorul celălalt, se resetează cronometrul. Hai, Daniel! Ai 1.40! Ui, dar și fie să ai în cap și geacă frumos. Îmi place tine! Cum e, ți-e cald? Nu mă zrâdă! N-ai echilibru din cauza ciubădilor? Ai 2 minute, te ții bine, bun, fericitări, la mulți ani, Doamne ajută! Daniel, nu mă faci mare. Te rog eu frumos că cazi rost. Vrei să nu cazi sus. 2 și 13. Băiatul, ține bine. A început să tremure genunchii? Să încordeze mușchii? Să încordeze mușchii, nu? Nu știu, eu înainte aveam picioare de groasă, cu atât am zis subțărișoară. Da, dar ai 2.30 abia. Nu, 4 minute, prea puțin 3 minute. Hai, bă! Nu, 4 minute, ai 2 minute și 30. De acum ce-au fost 3 minute, 5, 4 minute, tot aia. Nicio diferență nu-i. Eu pot să fac o șmecherie foarte șmecheră. Ai zis să nu ating cu mâinile, cu piciorul. Să nu atingi nimic? Cu piciorul. Și ai să vezi că ating cu mâinile și stau în mâini. Na. Nu. Ai 2.54. Hai, mai este minute, cât mai este minut? Bă, Daniel! Un minut, ce mi-ai... Fără un minut. E ca și cum ai avea 20 de ani sau 25 de ani. Tot ai, nu se mai vede diferența. Cât timp mai este? 3 și 10, uite. Uai, să fiu... Mai 45 secunde. 43, 42, 41, 40, 39. Ai, cât e aproape, a fost prea ușor provocarea asta. Nu, dacă ai atins, să știi că te-ai dus. Mai 30 secunde. Unii nea Gheorghe, dacă era acum nea Gheorghe, să te vadă. Trebuie să mă concentrez, sunt în piciorul liber. Nici acum nu. Nu ți-ard mușchi, nici acum nu ți-ard mușchi. Oi, băieți, să nu trebuia să-i dau mai mult. M-am păcălit cu provocarea asta. 3, 4, 4, 15 secunde. Ce pomă, caule, dar de aici. 15 secunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gata. Ai reușit o șpa. Pauză. Ai avut noroc. Eu am crezut că e mult, 4 minute, dar văd că a fost puțin. Vorbesc serios aici pe spate. Trebuia 5 minute. Și ăsta de aici mi-a omorțit. Trebuia 5 minute înseamnă, data viitoare va fi 5. În loc de 3 și 4 va fi 5. Gata, o tai și pe următoarea. Câte mai am? Mai puține. 11. Asta e a patra. A patra... Ba nu, asta e a 5-a, cam pe atunci 4. A 5-a. 20 de flotări, să faci 20 de flotări. Asta este o provocare ușoară.
Puneți... Uite, puneți de acolo preșul ăla jos, puneți-l... Dar nu 20? 20, e puțin. Bine că n-am zis 40. Poți să faci pauză, poți să faci pauză dacă vrei, dar numai să nu ridici mâinile de pământ, știi? Poți să faci pauză. Adică să stai așa, ridicat, știi? Stai ridicat, să aștepți ca să îți revină puterile. Dar nu, geaca nu trebuia să ți-o dai jos. De ce? Toate provocările îți fac cu geaca pe tine. Toate provocările îți fac cu geaca pe tine. Hai să nu trișăm, să ne ținem de cuvânt. Ce ne-a zis ieri? Eu 15 provocări când le mănânc. Da, dar... Na, eu ți-am spus fără tuns, fără sport. Fără tuns, fără tuns, că s-a apropiat cu șpază și cașă. Te zini, vă sim. Vieți, trebuie. Da, da, la 40 ca acuși, acuși vine. În vreo... La, cât, la 65 sau... Nu știu cât trebuie să litri din piele. La 50. La 50 ca? La 50 ca, da. Atât ajunge, dacă îți faci în două, ajunge. Bun, 20 de flotări, 20 flotări. 20 flotări. 20 flotări. Numărăm, eu număr. Bă, Daniel, cine e, dom? Dă-i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu mai știam să număr engleză. Bă, știi ce m-a încărat și m-a ales mai mult din cauza că era să faci 1, 2, 3, 4. De acolo nu mai nu mă știu cât știu. De acolo nu mai am rămas la 5, nu? Am făcut 5. 6. Nu, ai făcut 6. 6? Făcut 6, dar nu trebuia să te oprești. Dă-i cu viteză! Dă-i cu viteză! 6! 7! Oi, parcă-i căra lemnii! 8! Eu nu fac plătea! Ce-i așa de greu? 8! Hai, dă-i! Încă 12! 9! Nu mai am putere de loc! Păi lasă-o în culă! După 9 flotări, nici măcar 10 ai murit? Am haina fiind de asta. Nu, 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 așa nu se poate, așa ceva nu se poate. Nici nu m-am încălzit o leacă. Puteam să zic să le faci aici pe zăpadă. Să vezi cum te grăbeai. Mă, nu știu la cum a ajuns în gardă. Băi, Daniela, nu mai pot, hai, nu mai pot! Hai, bagă, bagă, n-ai voie să te odihnești. Hai, dă-i, dă-i, continuare. Ai făcut abia nou. Nu. Hai, și mai cu viață, mai cu viață. Hai. Hai, cu viață. 10. 11. 12. Dai seama. E seama, nu mai provoca. Din cauza asta, cred că provocarea asta am să o schimb cu alta, pentru că ai pierdut-o și mă gândesc pe parcurs care va fi. Hai. Bă, asta, bă, da, dacă asta n-ai putut, asta a fost foarte simplă. Da, pentru tine. Pus asta pe mine nu a fost foarte. Gata, am tăiat-o și pe a cincea. Da. Ce care o mare decât lui. Următoarea provocare știi care este? Care fără. Să dai bip la un număr care a sunat și din agenda. Să-i faci o față! Să-i faci o față la un număr care a sunat ieri sau astăzi. Un număr la întâmplare și să-i faci o farsă. Să-i dau un bip? Da, e bip, da. Că omul dacă mi-a sunat știi despre cine e vorba. Dar să-i faci o față. Să... Nu mai știu. Să sun direct de pe WhatsApp. Sau chiar pe WhatsApp poți să sun direct. Dar să-i faci o față. Să nu recunoști că ești nuțul, să nu... Singurul tău noroc e să nu răspunde. Dar sun la altul. Da. Deci ce faci ție? Să nu mă zic.
3, 1, 4, 1, 2, 3, vă dă 7 piruri. Răspunde, sună. Bună ziua, suntem de la firma Rancazumui. Păi chemăm, angajăm fete tine. Stai serios? Sunăm altul! Nu se poate! Nu se poate, mă! Cum mai vin? Cum mai... Așa... Acum 20 de minute m-a sunat unul. Ăla e online! Sună! Dacă nu o suni, înapoi garantat un mini. Focul trebuie să ardă. Mâncarea la furșei, nu, nu, el... Cu mâncarea la furșei, băiețajul care... Bă, să aveți poftă bună. Așa... Hai, hai, sună, nu mai sta pe gânduri. Dar nu știu care, unul dintre ei sună. Ok, uite că s-au fost activ. Apelați. Ia. Să suntem de la frigiderii online. Da, trebuia să vorbești ca om, mă, să înțeleagă. Bună ziua, să te-ai dat frizider online. Bă, schimb vorba. Bună ziua, am sunat să vă angajăm la noi. Bună ziua, am sunat la frizider online. Nu, ia. Ia, vă răspuns, ia, ia, ce-o scris. Nu, că nu înțeleg. Dacă nu vorbești tu clar, ca oamenii tari. Hai că găsăm alta, bună. Ăsta cu 8888. Nu, nu, ăsta. Bun. Să aude mai tare pe WhatsApp. Da. Bună ziua! Bună! Suntem de la frigideri online. Angajăm băieți la frigiderile online. Alo, că m-am trecut numărul, telefon. Suntem... Da, așa, sunteți Daniel cu Nuțu. Nu, eu sunt domnul Aragaz. Nu e adevărat. Ba, eu sunt domnul Aragaz la frigideri online. Vrei să te angajezi la voi la frigideri online? Plătim bine, 5 milioane pe lună și un frigider la fiecare lună, ăla stricat. Prea departe. Păi nu, că suntem de aici, de la noi, de la Satul Negru. Satul Negru? La capăt la Păcurar, vreți să ne întâlnim? La capăt la Păcurar. La Păcurar. La strada Florilor la Păcurar. E înainte capătul la Păcurar și în stânga e strada Florilor, în dreapta, scuzați-mă. Capătul ăla și începutul ăla la altul. Ce? Capătul unu, începutul altul. Nu, vreți să vă angajați? Să vă angajați? Nu. De ce nu vreți să vă angajați? Pe mine mă cheamă domnul Aragaz, nu domnul Nuțu. V-am
Ba da, domnul Luțu. Bă, să-i trebuie pe apelul, mă apelează. Nu dați camera că nu se vede. Sunt la... Nu-mi dați camera că sunt acasă la primărie. Nu pot. Sunt la școală. Păi de ce dați camera? Că eu n-am vrut să dau camera. Păi... Nici eu. Păi, dar tu mi-ai dat camera, băi. Lăsați asta. Să ziceți, domnule, vreți să vă angajați la frigider la mine? Eu am o firmă foarte bună. Nu. Nu mă cheamă, nu te mai cheamă domnul Aragaz. Ba da. Mi-a pus numele așa că am fost la o firmă de Aragaz de asta. Acum, doamnă. Am lucrat prin Torino, prin Abu Dhabi, pe acolo. Da. În Dubai, nu? Nu, acolo n-am fost, că mă bătu negri. Bine. Vreți să vă angajez să fac contract de muncă? Nu, mai vorbim că sunt la școală, să începe ora. Ok, la mulți ani, România! Da. Da, e bun. Vezi, ai sunat și în pauză, a fost în momentul potrivit. N-a intrat nici omul de la școală, de la ora, ai văzut. La fix. Vrei să te angajat la mine la răgază, la frigiderul online? Gata, e de ajuns. Următoarea provocare. Asta a fost simplu. Lasă telefonul încărcat. Asta a fost simplu. Băietul, poți să te vezi pe video. Ai avut emoții, dar... Gata. Următoarea provocare este una foarte simplă. Una foarte la îndemână. Și anume... Trebuie să mănânci o ceapă întreagă. Poftim. O ceapă întreagă. Uite, și ca să nu zici că sunt băiat rău, îți aleg eu o ceapă. Dar bună să fie, știi? Nu este nici mare, nu este nici mică, este bună, este bună. Uite. Nu, nu-i stricată. Nu, e o înghețată de asta așa. Sunt înghețată, mă, de asta așa. Bun, uite, hai voi să o cureți, să nu spui că... Ți-am dat provocare prea grea. Este apă pe aici? Fără apă. La final? Nu, dar nu o să beau acum apă. A. După ce termin de mâncat ceapa, ai voi să bei apă. Ia găleata. Hai la fântână să scoți apă. Dacă vrei să bei apă... Da, trebuie să mănânci toate. Dar uite-o și înăuntru în ea. Și așa trebuie să mănânc? Nu, asta nu-i ideea bună. Ia-o care ți-am arătat eu, că e bună. Arunc-o pe asta, unde o duci? Arunc-o. Ia-o pe aia care ți-am dat-o eu, că aia e bună. E garantat bună. Și ai văzut? Ce provocări ușoare ți-am dat! Ce provocări ușoare! Uite, stai că-i scoasa pe ea. Stai că-i... Ia pe-a scoase. Vede oamenii care lucrează la solar, știi cum e ceapă. Ține telefonul ca să răstorni în gâlea de gâlea. Este acum, nu m-ați sunat. Ai văzut, da? Provocări ușoare, provocări. Dacă provocări, ce e? Să fugi care... la deal, din pădure, dincolo, până la vale. Chiar nu... Și mai zbezi deodată, pe rău. Asta. Provocări și e nefă. Provocările astea, ai văzut, nu prea te-au pus în dificultate. Dar, până la sfârșit, să știi că... O să fie mai grele. M-am gândit în așa fel încât să le-am pus să fie din 5 mai grele. Uite, ai apă aici. Ai o găleată întreagă dacă vrei să bei. Acum e momentul tău. Dă-mi o leacă pe ea. Dă-o leacă pe ea. S-o speli? Da. Da, am înțeles. Uite. Dă-o leacă așa. Aruncă și este suc. Pune suc pe ea. Na, spală. Nu spală cu suc. Hai, dă-o leacă de apă aici. De afară, măi, dau. Bă, dar spală cu suc, o spală cu apă. Ah, nu vrei să speli cu suc. Bă, dar și calul meu. Mamă, ce-o mănânc. Eu o mănânc, singur el. Cu mânuțele mele, de aici. Ești tare, eu nu pot să mănânc ceapă, nici nu... Hai! Deci de asta nu-i pus tu provocarea. Hopa, dă o gură de apă. A fost norocul tău. Ai avut noroc și că n-am avut usturoi pe aici. Sau ardei iute. Ești gata? Spune când ești gata. Cum ai... Tu ai tăiat ceapa în două? Nu, am stricat-o. Vă-ți să arăt, mă. Cum să-i stricat? Vă-ți stricat, dar să-i stricat. Unde să-i stricat? Atât am trăit.
Păi nu a fost trucate. Păi nu a fost trucate. Nu a fost o leacă galbenă. Hai mănâncă, te văd. În casa a fost înghețată. Ai noroc că e un pic mai moale. E așa de iute. Are gust amăr a ce? Hai mănâncă, mănâncă. Trebuie să mănânci completă. Uite cum mănâncă la el. Eu nici nu pot să gust și asta mănâncă în continuu. Tu ai deprins abilitățile astea de a mânca și apă de când? Din copilărie, de când erai mic. Ai fost bătut, ai fost... Băi, dă să vadă, e ceapă, e ceapă, nu e altceva. E ceapă. Nu s-a pus nimic în ea, nu s-a tratat cu nimic, e o ceapă normală, dar mănâncă parcă-i măr. Normal că e rece. Mă dai la dinți. Da, da, da. Trebuia lăsat în apă. Da. Și nu sunt nici așa că e iute, că... Băi, lasă-o un pun. Ai zis și știi că mă gaia mă așa, așa, așa. Da, 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 da. Îți dință de lapte acum, îți cad dință de lapte. Am înțeles. Îți dință de lapte. Acum a început o leacă. Da, da, da. A început să te lasă. Băi, băiat. Tot așa mănânci și lămâi? Lămâi poți mănânci? Nu poți, da, da, poți, jumătate, da. Jumate. Jumate. Băi, băiatule. Ce fel de oameni sunteți voi, mâncați așa? Înseamnă că tu mănânci șuncă cu ceapă? Serioasă. Când te pui la mâncare, nu te mai termini. Nici nu-ți trebuie pâine. Ia, să-ți trimit băieții mesaj înapoi. Nu mai angajez. Nu se mai angajează, gata. S-au găsit alt om pentru job. Dacă n-ai vreo la timp să te angajezi, s-a dus postul. Dar cum așa nu știu să luăm și pe mine dacă așa mănâncă? Vezi dacă știam? Luam și șuncă. Data viitoare să fii cu șuncă. Următoarea provocare. Bă, dar deloc nici nu se strâmbă, fii atent. Poate îi zice lumea că nu-i ceapă, că i-am făcut ceva la ceapă. Este o ceapă cât se poate de adevărată, aduse la mine de acasă. Deci am toată încrederea că-i iute. Băi, ne-am ajuns la masa aici, mai limit. Da, dinții aia de lapte, am uitat. Dinții de lapte. Uite, se încălzește și la noi un pic așa. Se încălzește un pic. Dar e bine azi, e bine azi. Uite, poți să stai cu un pulover. Hai că ai reușit toși pe asta. Ai ajuns abia la o 3000 din provocări. Ia te care e următoarea? Ia. Mai tăiem una pe listă. Oh, da, 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 da. Asta o anulez acum că nu e așa bună cum mă gândesc la altă timp. Deci una trebuie să-i dau la final, o altă provocare în afară de... De câte sunt aici. Așa. Câte am înțeles. Vă dați puțin mai. Următorul pe listă este pe cum urmează. Următorul lucru. Ce? Trebuie să-ți faci un selfie în care te strâmbi cât de mult poți. Și cât de aiurea să arăți, să-l pui pe grupul de Facebook. Pui poza pe grupul de Facebook. Și eu scriu descrierea. Eu scriu descrierea. Așa că, fă-ți o poză cu telefonul. Un selfie, dar hai afară. Așa, îl faci cu spatele la casă, ca să prindă și casa. Dar trebuie să fii unul care te strâmbi. Foarte, foarte urât. Cu spatele la casă, cu spatele la casă. Uite așa. Dar nu că să fac părul și hulit.
Ai făcut? Ia să văd. Aleg eu poza care. Nu, alta. 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 Nu, nu, nu. Dă-i la ultima. Dă-i la ultima. Cred că ultima e cea mai bună. Gata. Asta, ultima. Asta o pui. Și înainte de postare, eu editez descrierea. Să scriu acolo. Noroc și mulțumesc internetului acesta pentru că mi-a dat ideile de pe lista pe care am făcut-o astăzi. Foarte bune idei și încă le-am ales pe alea ușoare. Țin telefonul un pic. Să scriem așa. Lasă, nu? Dacă o să vezi după aia, vrei să posta. Ce am scris descrierii. Nu ți-ți fac un găule, ascultă tu la mine. Ui, da, ce bun era șapa aceea. Tu poți să mănânci șapă? Nu. Deși? Iute. Dar de iute cum mănânci? Dar de iute pot, dar ceapă nu pot. E prea iute? Da. N-am putut să mănânc niciodată așa mult. Și un ardeal dacă nu-l de iute, eu mâncam. Așa. E aproape gata postarea. Uai, să fim. Da, zic că vine de acum. Gata, am postat. Și n-ai voie să ștergi. Ia citește cu măștarii descrierea. Același nuțul gânditor la ăsta din Mândrești. Hai-le! Hai, gata, le-am. Asta a fost o descriere din nota 10. Să vedem câte like-uri strânge și câte vizualizări. Gata, următoarea provocare. Asta a fost simplu, nuțule. Asta a fost o provocare simplă, aș putea spune. Foarte simplu pentru tine. O tăiem și pe asta pe listă, da? Bă, dar ce iodii? Toate. Da. Da, corect. Gânditor. S-a postat. E... Tu ești primul care mi-ai dat ha-ha. Deja ai primul. Deja ai primul admirator, ai văzut? Următoarea provocare. Și culmea că asta, poza aceasta, tot pe grup trebuie să o pui. Trebuie să te acoperi toți în hârtie igienică, să fie o mumie egipteană. Și la fel poza o punem tot pe grup. Astăzi vei suferi. Oamenii vor fi nerăbdători să vadă poza asta cu tine. Și în clipul de mâine o să vadă exact ce s-a întâmplat. Ei astăzi văd pozele, dar nu știu niciunul ce se întâmplă. Ai telefonul la tine? Din mașină? Telefonul meu? Da. Hai pune-și. Asta o să-l pun aici frumos. Telefonul pe aceste cauciucuri. Cât te pregătesc eu, cât te așez eu, ia. O să pui pe TikTok faza cu mumia. Stai așa. Hai că stă. Uite, stă. Dar să nu bate vântul prea tare. Haide, măi. Asta-i. Să nu bate vântul. Atât! Hai! Poți să-ți dai... Ba nu, geaca nu. Nu, pentru că așa e... Așa am stabilit că geaca rămâne pe tine, sau da? La mumie poate să meargă geaca, știi, fără geaca. Dă-o, îți consumăm mai puțin hârtie igienică, nu de alta. Astăzi vei fi faraon. Faraon egiptean. Tutankhamon la cățat din Mândrești. Tutankhamon la cățat din Mândrești. Fii atent, ții mâinile pe lângă corp, exact ca într-un
În... Nu, într-un... Cum se chema ăla? Nu ca în cavou. Nu cavou. Într-un... Ce? Din ăla care stă, dește, mumide. Sarcofag. Sarcofag. Într-un sarcofag. O, stai așa, e mai zis, tantru este. Nu te mișca, că uite, acum am observat care e problema. Să rupi hârtia, știi, care are hărtățelele astea pe cutie. Și să rupi dacă trage. De asta nu trebuie să te mișc. De restul mă ocup eu. Stai mai liniștit, mă. Dani. Acum ți-am să te mai miști, că rup hârtia. Rup hârtia și nu vreau de distrăcat multe cutie. Atât, atât, tot ai. Au, vreau, și ești plin de inimioare. Bă, Leo, dar stai irtinjenică. Cred că ideea așa miroasă frumos. Bă, dar stai irtinjenică, Daniel. Dar nu contează. Dacă vedea șervețele, reușeam mai ușor. Au, ia. I-am făcut tot, inimioare. Dă-i șlui. Las că revin, mai am o rolă. Să nu te mișca, să nu rupi hârtia. E foarte important să nu rupi. Lasă așa! Nu mișca! Vâne! Dar nu așa scriu tip de șala, eu sunt paraurul! Paraor, eu sunt paraor. Ce faci ai schirul? Lasă așa. A rămas fără hârtie. Da, a reușit. Nu te mișca. Fac poze. Fără de telefon tot și faci un video clip. Bună, eu știi TikTok. Uite așa, facem niște poze artistice. De pus pe grup. Dăm și pe lat. Așa, am trecut acum de jumate. Da, ai să pui pozele pe Facebook. Oh, da, pozele pe Facebook. Stai cum pozele pe Facebook. Pune telefon. Trebuie să țin camera. Ține camera. Să pui aici. Am făcut și un TikTok, dar din greșeală l-am stricat TikTok. Bun, bun, bun. O să văd eu care le aleg de aici. Și că sunt mumie egipteană. Și încă direct așa, pac. Dăm fotografii. Uite, pot spun și video. Pun video. Pun fotografii. Fotografie. Next. Bun. Un video și 4 fotografii. Bun. Ce cu ăsta? Asta e postat de mine, bun. Deja postarea... Stai, se încarcă, că e și clipul. Gata! E numărul... 12. Asta cu... A, ba nu, că asta n-am făcut-o pe 10. Nu. Așa, am pus așa. Acum, cum o mie am făcut-o... Gata. Asta e foarte simplă. Dăm cu telefonul. Gata, s-a uploadat și clipul. Pentru următoarea provocare, trebuie să te învârți de 20 de ori. Și numai bine, după 20 de ori când te-ai amețit, să-i dai o fugă până la nucul ăla de colo și la de party. Știi,
întoarce înapoi. Cu aceștia Adidas în picioare. Dar nu, 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 plecarea nu iese de acolo, vin în coafă, plecarea e la fântână. Uite aici am drum, ai loc să te desfășori. Ai loc să te desfășori cât vrei. Băi, eu sunt un om tare. Uite aici, uite aici. Învârti încet, tare, cum vrei, deci de 25 de ori. 1, 2, 3 și... Hai. 1, număr eu. 2, 3, 4, 5, 6, a început să amețești? 7, 8, 9, 10, hai că mai de 15 ori. 11, 12, te apropii, 13, te apropii, 14, 15, dai. 16. Se vârte pământul. Dai că mai din nou ori, hai. 17. 18. Nu te opri, 18, hai, nu te opri. 19. 20, ești aproape, încă 5. 1 2 3. Încă o dată, 4 și încă o dată, ultima dată. 5. Și acum dispare, nu înțeleg. Aia, aleargă, nu mai sta. Trebuia să spun și timp. Dai până la copac. Până la copac. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor zaitelor care mi-au dat idei. Nu te opri. Trebuia să fac cu condiții, să nu te oprești. Ridică-te rapid și fugi. Gândește că vin rușii în războiul. Ce mă făceam eu dacă nu erau toate ideile astea de provocări pe internet? Ce mă făceam? Și ne ținește de cuvânt, așa cum am zis ieri pe live, că îi dau provocări Nuțu. 15. Hai, Nuțu, alergând! Nu, alergând înapoi, hai, nu mai fă pauză, 3, 2, 1, hai, rapid! Ești puțin în urmă cu timpul, dacă erai la Survivor acum, erai pe ultimul loc, erai eliminat din concurs. Nu mai fac în viața mea. Vezi, aici e simplu. Vezi, tu trebuie să mulțumești site-ului care mi-a dat idei. Trebuie să mulțumești site-ului care mi-a dat idei. Vezi-mă, Daniel. A fost simplu? Și acum văd pământul așa. Sunt vârtii, singuri. Nu știu ce. Chiar nu pot să-mi dau seama. Uite, fac și câteva poze, poate pun una din ele la clip. Da, pui pe cum o vine. Pun și pe aia. Până acum să știi că ai rezistat cu brio. Ai rezistat cu brio. Hai zi în care e următoarea. Stai puțin. Hai zi în care e următoarea. Stai puțin. Nu mai. Ce-i pățit? S-a intrat gheață în... Am căzut jos. Papucaș? S-a luat pământul de sub cioare. Eu știu unde vedeam copacul. Uite acolo. Te-o derutat un pic. Și derutat. Amețala asta, e? O da direct peste cap, mă știa. Dacă vreți eu copacul, am ajuns să-l văd copacul și pe brâu. Cât îți revii tu un pic, hai zi-mi care e următoarea. Dar mai mâncat și apa și e din nou mor, Daniel. Da, păi, crezi că eu m-am gândit totuși un pic să le pun într-o ordine. Dar ți-am ales totuși ușoare, să știi, că am ușoare provocări. Care este următoarea? Așa, tăiem și pe 10. Pe liste, da? Bun. Așa, următoarea este. Scrie un SMS de dragoste pe telefonul de la Căuța din Mândrești și trimite-l la un număr la întâmplare. Să vedem dacă răspunde. Așa că, pun-te aici jos. Deblochează telefonul, scrie adică ia-ți un moment de răgaz și scrie un mesaj de dragoste și îl trimiți la numărul care îl zic eu. O să iei un număr la întâmplare, total aiurea. Îl fac eu pe moment, din cap.
Să scriu un SMS. Să scriu un SMS de dragoste, dar foarte siropos. Că dar de unde e siropos, Daniel? Că foarte siropos, că trebuie să-l citești pe cameră. De astea cu te iubesc până la cer și înapoi. A, de astea știu eu să fac de astea. Păi de astea scrii tu. Ceva de dragoste, ceva wow. Îți sunt recunoscător și binecuvântat că ești în viața mea. Și să zic eu prostii de astea. Hai, hai, scrii. Te-a trimis mesaj de atunci. Trimiși greu, nu tu-le, trimiși greu. Nu, no, băi, scriu de ce de te iubesc până la cer. Până la urmă, tot eu scriu mesajul, bă, că... Da, și frumos miroasă. Vreau să văd și mai rămâne la urmă, după ce o ars. Păi s-a evaporat toată apa din suc. Asta vreau să văd. Tot ard aici la sucul ăsta de 3 episoade. Ard la el și evaporul la el de m-am săturat. Și la urmă vezi că nu rămâne nimic. Să vezi că e de natural. E pachetului la un băie de fiutul de greșat. Hai, bună draga mea. Te iubesc până la cerul. Ești totul pentru mine. Perla mea a fermecat. Nu, nu. Perla mea fermecată, așa abia aștept să ne întâlnim. Atât. Stai că mă sună cineva, stai spune pe pauză. Stai puțin, nu, nu, nu. Ce stai puțin? Dă-ncoa, dă-ncoa să văd mesajul. Stai, nu. Cum l-ai scris, să văd eu, și după aia să aleg un număr de telefon. Bun, e bine. Și acum, dăm. Dai copia deja. Dai copia deja? Da, normal. Bun, gata, ieșim. Dăm frumos la mesaje. Începeți o conversație. O să dăm... introduceți... stai așa un pic. Conversație nouă. Către. Scrie un număr de telefon atunci, uite. 07... 3, îi de Vodafone, 0735, da, 111-236. Nu știu acu este numărul ăsta de telefon. Da, fer să spun. Așa, către, 0735-111-236. Să sperăm că este cineva de sex feminin. Pentru că operatorul să-l vezi mesajul unui caracter în ce vor fi convertite. Înțeles, din cauza inimioarelor, știi? Da. Alea le scoate sau le... O, oh, bine, uite, arată bine, arată bine. Acum, până terminăm provocările, aștept să-și trimite. Da. Trebuie să bei o cană cu apă, dar nu e așa simplu, pentru că această cană o să o leg de aici, de sus, de undeva, pe o grindă. Trebuie să bei fără să atingi cu mâinile. Cana. Ia. Mă rog, fii atent. A fost emis. De ce? Ce spune acolo? Băi, vă dau mesaj cu cana, da? Ia. Lasă-l un pic în pace. Hai să facem și provocarea asta. Care era numărul? Cu... 1-1-1. A, nu, a fost trimis. De ce? Nu știu. Uite, șterge inimioarele și alea, toate emoții, emojile alea, toate alea. Și lasă doar scrisul, de asta nu s-a trimis. Stai, dacă... A, s-a trimis. S-a trimis. Hai, spune! Bun, gata, uite această cană. Care este...
murdar de suc de-a tău. Să beau... Țin! Țin că pregătesc eu teren. Hai, pregătește, Dani! Că o să beau... Oprește-le acă, oprește-le acă! Asta-i semnul ță mea. Vezi cum îți pregătesc eu? Acum... Cea mai tare provocare. Asta trebuia să fac normal cu altceva. Ceapa o mâncase deja, era bun umăr, dar nu mai avem mere. Nu mai avem mere. Așa. Fără să ating, nu? Fără să atingi. Ha ha ha. Ha ha ha. Daniel. Îl știi pe Zamorses? Asta e vreun zeu din mitologia greacă sau ce? Nu. Zeu dacilor. Eu? Acum trebuie să mă râd la Zamorses. Să pot să beau apa și aici. Și cum adică să beau apă? Uite, să iei toată apa din pahare, fără păi să atingi cu mâinile. Pii, stai puțin, dar paharul ăla nu s-a plecat? Stai așa la mine, las la mine un pic, las la mine un pic. Ascultă-mă. Înțelegi? Trebuie să-l beau cu pitet? Da, normal. Cât te reușești să stea apa aici, știi? Da. Dacă stai aici, era mai bine. Ce faci, Daniel? Vai, leu, Daniel, chiar așa. Oprește, Daniel, nu mai... S-a morses. Gata! A reușit. Zic că-i puțin așa. Hai, din! Ce-a dat o razna? Băi, fii atent. Oprește-o! Oprește cu gura! Oprește-o, mă, și bea apa! Așa! Prinde cu dinții paharul! Prinde cu dinții paharul! Ăștii, vă-ți-o, nu trebuie! Prinde cu dinții paharul! Nu pune mâna, aud, pune mâna! Dar prinde cu dinții paharul! Nu-ți fii frică! Dă! Bă, n-am nici o bază în tine! N-am nici o bază în tine! Vezi, dacă era un măr în locul la cană, era mult mai bine! Și trebuia să mănânci tot! Băi, de atunci dacă nu... Vălei, vălei... Bă, dar să vârtic! Deci cum mâna nu poți oprinde? Nu ești un bun explorator. Ies, câte o gură să fie. Dar te-ai s-o prins din prima cană. N-ai voi, n-ai voi să atingi cu nimic decât cu gura, atât. Bă, dar ce să... Băi, toată baza în tine. Prinde eu cu dinții, îți dau pe cap. N-ai văzut să bea whisky. Așa să bea whisky. Bagi gura în pahar, prins cu dinții, îți dai pe gât. Te învăț eu treburile astea. Bă, Daniel. Am văzut la mamă. O, mă, Daniel! Calmează fiara, nuțule, calmează fiara. Și ai zis că e simplu. Băi, dacă să mai uite care asta... Bă, omule, n-am nici o bază în tine. Nici o bază. Tu în loc să lucrezi finuță. Lucrezi ca din topor. Nu poți să plec gândiță, măcaule! Gata, asta e bun. Dar trebuie o foaie de hârtie nescrisă. Aici trebuie să scrii ceva cu stânga. Scrii banii, boss? Nu, no, nu. No. Uite, o scotăm o factură de E1. Gata, ți-am pregătit o foaie de hârtie. Trebuie să scrii cu stânga în felul următor. Exact intro-ul nostru. Salutare. Intro-ul pe care îl faci tu. Salutare și bine m-am regăsit. Nu, salutare, sunt Nuțu și vă salut de la Căța din Mândrești. Cu mâna stângă te să scrii. Dar de unde ce, de la mijloc foii?
Începi tu la margine când scrii. Aici? Da. Sau scrii măcar salutare să nunțu, bă, că viteza ta e fabuloasă. Ce scrii? Dar nu știu să scriu. Hai scrii, ia să văd. Dar scrii mare ca să vadă. Dacă nu scrii cu... Dreapta? Scrii cu litere mari. Scrii cu litere mari dacă nu. Dreapta scriu. Nu cu dreapta, cu stânga. Cu stânga scrii. Iată cum scriu cu dreapta și cum scriu cu stânga. Scrii cu litere mari. Ca să înțeleagă. Hai scrii, salutare, sunt Nuțu. Și vă salut la Căsta din Mândești. De atunci era scris. Cu stânga. Nu știi scrii cu stânga? Dar cum să nu? Trebuie să faci litera din cap, înainte să o ai în cap, numai să o desenezi pe foi. Și așa de greu. Bă, știi de simplu provocarea asta. Dacă eu vreau să-ți dau ceva greu, acum erai la a doua. Așa, da. Salutare de la Căsta din Mândrești. Alții care scriu cu stânga, cum reușesc? Păi da, eu scris din mici. E ca și cum ai scrie cu dreapta, numai că ții pixul mâna stângă. Fără la urechi. Gata? Hai. Uai să... Nu, eu scriu deloc ghinii cu stânga. Uite, cu dreapta. Uai să... Hai să încercăm să trimite la un alt număr. Numărul ăsta cred că nu e bun sau ceva. 0, 7... Hai să alegem cu 6. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gata, mă. Așa? Punem aici mesajul tău și trimitem. Hai, Nuțe, ultima provocare. Uite bidonul aici. Uite apă îngăleată, uite apă caldă pe foc. Trebuie să spălate vasele. Deci m-am gândit cum să facem să fie bine. Să plecăm și noi cu ordine de la căsuță. Nu mai sunt, nu sunt motivat. Sunt. Păi tocmai că-s puțini. Dar uite acolo, tigăile pe scaun. Lai, lai, lai! Uite, tigăile pe scaun. Astea tigăile tocmai de gram ca paste. Cum făcea Daniel? La mulți ani! La mulți ani! Hai, lasă la mulți ani. Pune apă frumos în bidon. Cum țupa, Daniel? La mulți ani! La mulți ani! Suntem cu mili de ani! Așa făcea. Corect. L-am întrebat, dar ce faci? La mulți ani! Suntem cu mili de ani! Așa se spune, nu eu am... Dar nu pune multă apă. Pune jumătate găleată. Pune, spune-o când se oprești. Pune. Pune, spune-o când se oprești. Pune. Mi-ai spus, la jumătate găleată. Mi-ai ajuns, da. Jumătate găleată. Și acum pune apa fierbinte, spălăm vasele și... La mulțumesc. Odată cu chestia asta, cu spălatul vaselor, cam astea au fost provocările mele pentru tine, au fost gândite... rapid. A fost alesă pe muchi ca să nu-ți dau ceva prea greu, să nu-ți dau prea ușor, să nu-ți dau prea... Să mă duc acasă, mănânc mâncare, nu și apă. Adică să mănânc și apă cu... Cu șuncă. Cu șuncă, va. Așa e că au fost prea ușoare provocările mele. Recunoaște. Mult prea ușoare. Prea ușoare. Așa e dubur, pe serios. Care te-a pus în dificultate? Stânga. A, te-a pus în dificultate? Nu pot să scriu. Mă pui și nu scrii deloc cu stânga. Te-au pus în dificultate. Eu nu am scris deloc și chiar dacă m-am încercat, dar nu am scris cu stânga. Eu nu scriam cu stânga, eu tot cu dreapta. Nu pot, nu sunt stângaș. Asta este. Uite, mi-a rămas foarte puțin
Și dreapta, și dreapta și mai bună. Uite la mine. Dreapta e mai bună de 1000 de ori, Daniel. Dreapta? La românești. Eu. La românești. Uite, s-o făcut aici înăuntru ca un fel de mâzg. Un fel de... Acum eu pot să... Marmelada așa, s-a îngroșat oricum. Dar lăsăm să evapori tot. Tot din pahar. Prima mică pauză, revenim. Revenim mai la sfârșit. Mă perețăște foarte tare. Cum stăm cu spălatul tigăilor, vaselor? A, mai avem, bun. Bă, asta e mere. Asta e vetare. Mai avem. Nu te lăsa, Nuțu, nu te lăsa. Ți-am spus. Dacă mă ascultai și puteam atunci le spălam după ce am mâncat, acum n-aveai ce spăla. Da, dar totuși avem o provocare. N-ai spălat atunci? Da, găsam eu alta în locul ăsta. Și mai ales tu, deci eu dacă mă vedeai că am terminat, să dă o provocare mai grea decât. Mai periculoasă, poate, da. Azi am dat așa niște provocări de astea de copii mici, s-ar putea spune, că nu a fost nimic grav, periculos, nu a fost nimic. Nu te-ai udat, nu ți-ai rupt hainele, nu nimic. Revenim la final, când e nu se spăla vasele, o să mai sunăm 2 abonați și de ajuns pe ziua de astăzi. Cam asta a fost tot. Hai, revenim la final. Ia. Mă ziua. Cine e la telefon? Alo, cine e la telefon? Andrei, salut, Andrei, ce faci? Salut, Andrei. Bine, voi? Noi suntem la căsuță, să știi că am filmat ceva. Și o să apară sâmbătă seara. Mâine. Ce? A, ce am făcut noi ieri? Da. Am înțeles. Ești în urmă. Nu, în seara asta o să apară ceva, dar mâine o să apară ce am filmat astăzi. Rămâi aproape, că o să fie tare interesant. De unde ai zis că ești? Din Fatina Matei. De unde? Din Fatina Matei. În ce județ e asta? Caraș-Severin. Tocmai la Caraș-Severin. Așa e că acolo e soare și e frumos? Nu, e zăpadă? La noi a dat soarele, acum e cald. Stăm în pullover. E și zăpadă. Asta e vreme foarte frumoasă. Care ai zis că este ideea ta de proiect pentru noi? Să faceți o căsuță în copac. Încă un vot pentru căsuța în copac. În regulă. Mai ai ceva de întrebat pe Nuțu, pe mine? Mai vreți să pui ceva întrebări? Atât, da? Atât. În regulă. Salutăm. Mulțumim de telefon și te salutăm de aici, de la Mândrești. Salutare! La revedere! Salutare! Multă sănătate! Prim apel, am zis că facem 2 apeluri. Băiatul a sunat. În timp ce tu te ștergeai pe mâini. Și mai trebuie să sunăm cineva. Ți-i țonchi să-mi pot, mi-a răspuns așa. Alo, da, bună, mă ziua! L-am speriat, cine știe, eu când am răspuns ăsta, am răspuns hotărât, atât a zis, alo? Fratele Răzvan, fratele Răzvan, că trece până în urmă, ta și nu zicea bună ziua, mă zua! Da, ta! El în sala și nu putea să zică bună ziua, așa, mă zua! O dată plângă și lăsă așa, mă zua! Și eu m-am jurat! O să mă zua, ți-am zis mă zua, nu? Și nu am înțeles nici, am plecat. Stai ca să mai vorbim cu cineva. Închide puțin ca să... Dau eu Biblia cineva. Tot la fel. Mi-a sunat de foarte multe ori. De ieri până astăzi. Ăla de 80 de ori. Da! Da! El vrea să-l sun. Să-ți dai Biblia, ăla sun direct. El sun și să vorbim și cu el. După care încheiem clipul de astăzi. Sunt în formă patea provocări! Al doilea apel. Ia! Stai să-mi sun. Alo? Alo? Ne auzi? Da. Cu cine vorbim? Cu Robi. Robi, de Robi, dar știi unde ai sunat Robi? Robi? O, Robiță, salut Robi! Prietenul nostru Robi? Tu ești Robi? Nu, din Poiana Codrului.
A, e alt Robi. Alt Robi, dacă era Robi, eu îmi dădeam seama de prima că Robi răspundea direct așa. Cine? Nu-i Robi prietenul nostru de aici, e Robi de la de mare depărtare. Robi, ia zi, ce faci tu acolo? Am ieșit, adincinat, am intrat în casă, că am fost afară la zăpadă. Cum, astăzi n-ai fost la școală? Am fost, dar am venit la două, la unu. E bine că te duci la școală. Ai luat astăzi note ceva? Da. Ce note, dar spune sincer. Un 10 la deset. Bravo, mă, băiatule, bravo, Robi, bravo. Ce întrebare ai pentru Nuțu, pentru mine? Dacă ai vreo întrebare, vreo idee de proiect, ceva? O întrebare, n-am de proiect, nu știu. Deci nici o idee de proiect n-ai, nici o întrebare n-ai pentru noi. Nu. Măi, să fie, am crezut că ai sunat pregătit măcar cu întrebări, mă speriam acum. Măcar pe idei de proiect, așa, nu contează. Căsuță din pământ, căsuță din copac. Care îți place și mai mult? Căsuță în copac. Încă un vot pentru căsuța în copac. Căsuța în copac cred că o să fie votată în vara asta. Cât mai repede trebuie să ne apucăm de căsuța asta în copac. Da. Robi, fii atent, urmărești clipul din mâine seara la ora 7 pentru că noi te-am înregistrat și o să apar mâine pe clip. Ok. Așa că noi te salutăm la Căsuța din Mândrești și mâine seara fii pe fază la ora 7. Mult sănătate, Robi. Sănătate, pa. Hai, ceau. Amin. Cam atât au fost pe ziua de azi. Da, clipul de astăzi se termină aici. Noi sperăm că v-a plăcut. Și astăzi oricum nu puteam să ne apucăm de pod. Nu. Primul lucru de care să ne apucăm este podul. Și am zis dacă tot nu putem să ne apucăm de pod, să facem provocările de ieri de pe live, care ne-au fost sugerate de un abonat. Și mai am încă 5 provocări de făcut. Probabil că da. Clipul o să apară sâmbătă seara la ora 7 și duminică ne auzim pe live. Deci, când o să vedeți clipul acesta mâine la ora 7, să știți că duminică o să facem live și cred că tot la 4, cum îl facem de obicei. Da. În regulă. Eu vă salut, nu uitați pagina de Facebook Daniel Șunuțu și ne reauzim data viitoare. La revedere! La revedere!